Și am să încep cu o istorioară care probabil ați mai auzit-o, mie îmi place foarte mult și subliniază un lucru foarte important și o să vedem. Se povestește că într-un sătuleț, între colinele Iranului și anume în Persia, locuia o mamă împreună cu băiatul ei. Tatăl murise și pentru că murise tatăl, situația devenise foarte grea pentru mamă și pentru copilaș. Și atunci mama se hotărâ într-o zi să trimite băiatul într-un oraș mai îndepărtat, ca să poată măcar băiatul să aibă o situație mai bună la unchiul lui. A plecat împreună cu o caravană de neguțători și întotdeauna când opreau la fiecare popas, opreau, băiatul ajuta pentru cămile, pentru animalele care le aveau, ajuta să fie hrănite, să fie, toate cele necesare pentru animale. La un moment dat, drumul care duceau ei trecea printre stânci înalți, munți înalți, erau drumurile foarte, foarte abrupte, foarte grele de foarte greu de trecut, însă la un moment dat au trebuit să facă un popas lângă un păriaș, a venit noaptea, au întins corturile, s-au odihnit acolo și în timpul ăsta au venit hoții. Au venit hoții, în momentul în care se trezește băiatul, vede că neguțătorii erau legați și treceau rând pe rând, unul cât la căpetenia tâlharilor, ca să le dea banii sau ce valoare aveau asupra lor. Când vine rândul lui Selin, băiatul de care povestim, vine la capitan și capitanul când îl vede că e un pic mai micuț, nu stă să-l controleze așa cum făceau la cei mai mari. Ci îl întreabă doar atât. Băiete, ai ceva la tine? Și băiatul spune că am 3 bănuți de aur legați de hăinuța mea. Tâlharul rămâne atât de mirat și spune, dacă cumva este adevărat, care este motivul de mi-ai spus, unde se găsește, că mi-ai spus adevărul? Și băiatul îi spune atât. Când am plecat de acasă, mama mi-a spus să făgăduiesc 3 lucruri, și anume, să fac binele celor care i-aș putea ajuta, să mă rog în fiecare lui Dumnezeu și un al treilea lucru, care este cel mai important, întotdeauna să spun adevărul. Așadar, eu v-am spus adevărul. Capitanul, când a văzut acest lucru, l-a felicitat, a scos de la el 3 bănuți de aur, i-a dat băiatului, cu cele 3 bănuți care îi luase tâlharul de la băiat și a dat înapoi 6 bănuți de aur și a spus, băiete, să știi că și eu dacă aș fi avut o mamă ca a ta, poate n-aș fi ajuns să fac această tâlhărie acum. Imediat a dezlegat oamenii care erau cu el, le-au dat drumul și a spus, duceți băiatul acesta cu grijă și atunci când vă veți întoarce înapoi, eu voi fi acela care vă voi apăra în caz de pericole când vă întoarceți înapoi spre Persia. Ce mult contează să spui adevărul și să fii un om bun și corect. În după amiaza aceasta avem o temă importantă și anume adevărul. Adevărul, un lucru atât de dorit pe atât de controversat. Dorința de aflare a adevărului, setea cu care este căutat, pot fi sursa unor adevărate epopei. În antiteză cu el, ce este antiteză cu adevărul? Minciuna, da? Nesure de gingaș, dorind să ne atragă prin eternul, dar dacă lucrurile ar sta altfel, dacă situația nu este chiar așa cum pare, căutăm adevărul, dar iubim minciuna, ne complacem ei fără rezerve de multe ori. Adevărul și minciuna sunt două părți opuse ale realității noastre, dar spre deosebire de o a doua, adevărul nu trebuie ascuns, umbrit sau locuit. Chiar și o simplă alterare în context transformă adevărul în neadevăr. Căutăm adevărul, dar aflându-l descoperim uneori că era mai dulce neștiința și parcă am vrea să dăm timpul înapoi pentru a lăsa lucrurile mai în ceață. Chiar dacă adevărul este prea crud, riscăm să devenim nepopulari. În unele cazuri chiar habotnici în ochii celorlalți și ce este mai rău, putem decădea chiar în ochii noștri. Nu vrem să stârnim o furtună într-un pahar cu apă, în schimb ne lăsăm noi înghițiți de furtuna nepăsării. Căutăm adevărul, dar cum? Prin ce metode?
Ne plănuim viața, acțiunile, achizițiile după voia Domnului sau deschidem o revistă și citim horoscopul, curios să vedem dacă astrele se îndură să ne zâmbească în acea zi. Prima cale este cea ideală, ce scoate în lumină adevărul, dar o a doua apare la rang înalt ghicirea și poate în unele cazuri izolată este ajutată de coincidență. Totuși, se pare că ocultismul câștigă tot mai mult teren în zilele noastre și dacă în urmă cu doar câțiva ani istoria cu Saul și femeia care vorbea cu duhurile morților ni se părea depășită, astăzi acest fapt este realitate și promovat chiar prin posturi naționale de televiziune. Din păcate, societatea de astăzi nu promovează tocmai valorile morale, ci un adevăr îndulcit, care se dovedește a fi mai amar decât minciuna, dar care atrage pe cei ce caută un surogat realității. Căutăm adevărul, dar știm ce e adevărul? Sau cine? Programul nostru înfățișează tocmai subiectul de care avem nevoie atât de mult, adevărul. Iar conform Bibliei și conform lui Ioan, care spune așa, adevărul vă va face liberi. Și noapte și zi să ascult glas.
Amin. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și vă va face liberi. Ioan 8:31-32. Aceste cuvinte ofensează pe aceia care cred că sunt liberi și după părerea lor trăiesc într-o pretinsă libertate, când în realitate ei sunt în cea mai neagră și mai grea robie. Adevărat vă spun, a zis Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob a păcatului. Ioan 8:34. Orice suflet care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare robie. Lui nu îi se îngăduie să vadă frumusețea adevărului, deoarece mintea lui este robită. Hristos a venit să sfărâme cătușile care țin în sufletul în robia păcatului. Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat slobos. În lucrarea de mântuire nu există constrângere. Sub influența Duhului Sfânt, omul este lăsat liber să aleagă cui vrea să-i slujească. Noi nu putem fi eliberat de robie a lui Satana, dar când dorim să fim liberi de păcat și de nevinovia noastră, singura scăpare este Hristos. Amin. Ce este adevărul? Adevărul este temelia caracterelor mari. Adevărul este soarele moralității. Adevărul este respirația vie și activă a vietăților vieții. Adevărul este o piatră prețioasă care se găsește în adâncurile prăpăstilor. Adevărul este soarele inteligenței. Puțini oameni au un fond sufletesc ca să primească adevărul și să-l mărturisească. Adevărul este un depozit ca și bogăție. Noi nu suntem decât casierii. Îl strângem pentru a răspândi. Adevărul este cea mai veche dintre toate virtuțile. Adevărul este un apostol înaintea căruia orice Felix fricos tremură. Adevărul este o revelație a idealului, dar și o inspirație spre reașezarea idealului. Un impuls continuu de a trăi idealul în viața de toate zilele. Adevărul este tot ce poate fi mai măreț, mai simplu, mai greu și cu toate acestea mai firesc. Adevărul este primul nume al lui Dumnezeu, dreptate al doilea.
Adevărul. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. El strălucește din sine, ca soarele, ca sabia de foc, pe care o învârt la porțile planetei Heruvimii. Adevărul e ca o stâncă de care valurile popoarelor înfuriate se sparg. Ei se sprijină pe propria tărie, mai înalt ca orice înălțime și mai cuprinzător ca orice larg. Adevărul e un fluviu de lumină ce strigă în drumul său, că Domnul va să vină. Ce gloate ar putea să-l oprească din cale, când ori încotro sub cele patru vânturi el duce o sanale? Adevărul e ca un cer înstelat, a cărui frumusețe nu-i știrbită, de freamătul noridor de sub el în furtună. Adevărul strălucește mai presus de mizeria lumii, ca o nemuritoare cunună, care îi caută pe cei drepți și pentru cer îi adună. Oriunde ne-ar chema, oriunde ne-ar trimite, sub steagul lui mereu noi să fim primii. Să nu ne înspăimânte gloatele cei sunt împotrivă. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. Amin. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Efeseni 4:25. Am cunoscut o familie, povestea cineva, a cărei mamă este una din acele femei ce strălucesc în casa lor și care nu au numai religia în gură, ci care și lucrează după ea, care nu cer din partea copiilor cu strictețe să iubească numai adevărul, ci care îl practică în viața lor de toate zilele. Auzisem ocazia de mai multe ori să observ, istorisea el,
cum ea, mama, făcea sacrificii numai pentru a se ține de cuvânt, adică pentru a împlini făgăduința pe care o dăduse vreunui copil. Cuvântul pe care îl rostise odată era pentru ea ceva sfânt. În timpul vizitei mele, auzisem într-o dimineață cum fetița de 5 ani a gazdei mele istorisea ceva tovarășei sale de joacă și aceasta din urmă părea a pune la îndoială cele istorisite. Cum știi tu că este așa? Întrebă ea. O, răspunse fetița de 5 ani cu o fermă convingere. Mama a spus-o. Pentru că prietena ea s-a se îndoia și mai departe, atunci fetița indignată sări în sus și cu obrajii aprinși și cu ochii scânteietori exclamă: Cum? Tu nu crezi pe mama mea? Ea nu mi-a spus niciodată, absolut niciodată, ceva ce n-ar fi fost cu totul adevărat. Oare pot să zic că toți copiii despre mamele lor, mama mea mi-a spus întotdeauna adevărul, nu mi-a spus niciodată, absolut niciodată, ceva ce n-ar fi cu totul adevărat? Dar tații, dar eu, păzește-te de mincinosul care amestecă și puțin adevăr în minciunile lui. El face ca și stăpânul său care a înșelat pe primii părinți în paradis. Amin. Mântuitorul ne învață că niciun om care încearcă să apară ceea ce nu este, ale cărui cuvinte nu exprimă adevărul, nu poate fi numit sincer sau adevărat. Dacă cuvintele Domnului ar fi luate în seamă, ele ar pune capăt bănuierilor rele și neplăcute cuvinte de rău. Căci, vorbind despre faptele și motivele altuia, cine poate fi sigur că spune exact adevărul? Cât de adesea mândria, patima, ura personală colorează impresia făcută? O primire, o privire, un cuvânt, chiar un accent al vocii pot fi însuflețite de neadevăr. Faptele pot fi înfățișate în așa fel încât să dea o impresie greșită. Și tot ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Tot așa, și creștinii, ceea ce fac trebuie să fie transparent, să fie clar ca lumina soarelui. Adevărul este de la Dumnezeu. Nu putem să spunem adevărul dacă nu cunoaștem adevărul. Și cât de adesea se întâmplă ca păreri preconcepute, scăpări din minte, o cunoaștere incompletă, greșeli de judecată, să ne împiedice să avem o dreaptă înțelegere a lucrurilor care avem de a face. Noi nu putem să rostim adevărul dacă mințile noastre nu sunt călăuzite continuu de acela care este adevărul, cugetări de pe muntele fericilor 3:75. Scepticismul poate trata cerințele legii lui Dumnezeu cu batjocură și luare în râs. Spiritul lumesc poate contamina pe alții ca să stăpânească pe cei puțini. Lucrarea lui Dumnezeu se va menține pe poziție, numai prin mare activitate și continuu sacrificiu. Totuși, la sfârșitul sfârșitului, adevărul va triumfa în chip glorios. Profeți și regi, pagina 146. Niciunul din adevărații credincioși nu vor fi duși în rătăcire pentru că ei ascultă glasul adevăratului păstor și nu se duc după străini. Mărturia unuia și a tuturor va fi: eu mă alipesc de Hristos și de adevărul său și mă bucur în el ca mântuitor al meu personal. În felul acesta, adevărul va fi dus în viața practică și astfel se va răspunde la rugăciunea lui Hristos pe care a rostit-o în ajunul umilirii sale când zicea: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ioan 17:17. Și n-a sfințit, auzi cum păsări ciripesc și se întreg necontenit, de parcă nici nu obosesc. Orice lucru are un glas, totul ne încântă inima, împreună azi la acest popas, asemeni vom cânta. De-ai sosit, auzi al ei năvalnic glas, puternic te-a demenit și-n suflet tainic ți-a rămas.
bați de vânt, cu glasul lor mereu vorbesc, de câte aud pe acest pământ. Orice lucru are un glas, totul ne încântă inima, împreună azi la acest popas, asemeni vom cânta. Orice Adevărule, adevărule, tu ești piața de încercare a sincerității și a iubire sincere. Tu ești piața de kilometraj ce stai la marginea unui singur drum, cel ce duce spre ceruri. Tu supraviețuiești fără martori, fiind prin tine însuți existent, intersectat de multe drumuri. Rămâi veșnic tu, mulți chemați de anumite interese te părăsesc, rostind chiar numele tău neadevăruri. Acordă-le har, de vor voi cândva se întoarcă. Până când minciunea va mărturisi împotriva ta și până când numărul majoritar va crea adevăruri? Căci tu, adevărule, ești unul singur. Ne e așa de greu, aici, în această lume, aici, între noi, unde căutăm, să te înlocuim cu orice altceva. Ne dă totuși putere nădejdea că la marginea hotarului acestei pământ, ecoul glasului tău încă mai curmă lacrimi, spunând: eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu se ia cu luna. Amin. Amin.
Ce este adevărul? Această problemă a frământat omenirea în decursul veacurilor și oamenii s-au întrebat mereu care este adevărul. Pilat dorea și el să știe care este adevărul. Să lăsăm acum să răspundă cuvântul lui Dumnezeu la această întrebare. Legea ta este adevărul. Psalmi 119 cu versetul 142. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Numai ce este conform legii lui Dumnezeu este adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17 cu 17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cine este născut din Dumnezeu ascultă glasul lui. Ioan 18 cu 37. Cine este din adevăr, acela aude vocea mea. Acela vorbește adevărul din inimă. Psalm 15 cu 2. Cel ce umbră neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Cunoaște adevărul. 1 Ioan 2 cu 21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Iisus este adevărul. Ioan 14 cu 6. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este Dumnezeul adevărului. Isaia 65 cu 16. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Adevărul aduce libertate. Ioan 8 cu 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Omul este prins în robia păcatului, diferite patimi, beții, fumatul, pofte, etc. Ioan 8 cu 33 și 34 ne spune: Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Vă îndemn să facem deseori această rugăciune: O, Doamne, ajută-ne tuturor să fim oamenii adevărului. Fă-ne credincioși și adevărați cu totul ca să auzim vocea Ta. Tu, Doamne, fă-ne mai întâi să avem iubirea pentru adevărul Tău, să cercetăm adevărul, să credem în biruința finală a adevărului și dă-ne Spiritul Tău ca să putem lucra pentru adevăr. Deci să mergem pe calea Domnului pentru a găsi adevărul, să-L acceptăm în viața noastră, să-L aplicăm prin faptele noastre, să-L grefăm în inima noastră și astfel vom avea viață, dar nu câțiva zeci de ani pe acest pământ, ci viața veșnică, alături de Cel în care nu există umbră de minciună, de păcat. Căutăm adevărul, dar să-L căutăm din toată inima și îl vom găsi, cu siguranță. Amin. Constat în după amiaza aceasta că cu mare plăcere, cu mare surprindere, că și programele tinerilor sunt ca și mâncărurile alese. Adică unele dintre mâncăruri au foarte multe calorii. Așa de multe că dacă te potrivești, o iei razna cu greutate. A fost o mâncare foarte consistentă, din care trebuie să mănânci câte puțin ca să guști bine ce a fost pregătit. Așa este programul din după amiaza aceasta. Știți că și aurul este foarte căutat. Ce e aur, e aur. Dar și aurul acesta au descoperit oamenii că în funcție de puritate are diferite carate. Începând de pe la nu știu câte, 14 și până la 24. Dar mai presus de aurul acesta, se zice că mai există și aur dintr-o anumită zonă, care este, mă rog, special. Zice, Biblia vorbește despre aurul de Ofir. Cam așa a fost programul din după amiaza aceasta, cel puțin pentru mine. Un program special, cu un subiect special. Pentru că atunci când vorbești de adevăr, vorbești de mântuire. Atunci când vorbești de adevăr, de fapt vorbești despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am fost foarte atent să vedem dacă sunt aduse în discuție cele trei persoane ale Domnezeirii în relația directă cu adevărul și a fost vorbit despre Tatăl, Isaia 65, care este Dumnezeul, adevărul, Domnul Iisus Hristos. Există multe texte despre lucrul acesta.
și anume, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar știți că și despre Duhul Sfânt se vorbește foarte des. În gura Domnului Iisus găsim despre Duhul Sfânt ca Duhul adevărului, care vă va învăța și vă va călăuzi în tot adevărul. Iar produsul Duhului Sfânt, cel mai important pentru noi și la îndemâna noastră, este cuvântul adevărului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul, trebuie să reținem, este Tatăl, este Fiul, este Duhul Sfânt. Adevărul nu este un concept, așa cum încerca să audă Pilat când a pus întrebarea. Și cum învățau filozofii vremii, de la Aristotel încoace. Adevărul este o persoană. Adevărul este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar cel care își asumă acest adevăr al Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, nu poate fi în altă parte decât lângă Dumnezeu. Pentru că tot ce spune vrăjmașul, el spune lucruri care le spune de la sine, pentru că el niciodată nu stă în adevăr. Vedeți că acolo unde e vorba de minciună și adevăr, nu există alternative corecte. Ori e adevăr și este corect, ori este minciună și tot ce este într-adevăr și minciună intră nu în zona adevărului. De ce? Pentru că ceea ce este spurcat prin minciună, cât de puțin, nu se mai numește adevăr. Adevărul este pur. De aceea, citatul acela extraordinar, care a fost citit, cred că de Robert sau Ruben, din Cugetări de pe Muntele Fericirii. Cei care trăiesc în adevăr, trăiesc o transparență spirituală ca în lumina soarelui. Și alternative nu există. Iar lucrul acesta este atât de important încât Apostolul Pavel, când trimite pe cei care trebuie să călăuzească, să conducă Biserica Domnului Iisus Hristos la mântuire, iată, citez din Sfânta Scriptură, face o declarație fenomenală, și anume în 1 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 15. Zice, și dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Dacă voi zăbovi, Timotei, tu să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Dacă adevărul nu-l mai găsești în biserică, în lume nici atât. Iar dacă biserica nu mai stă în adevăr și ține ca un stâlp această valoare fundamentală, dacă în biserică nu este temelia pentru tot adevărul lui Dumnezeu, acolo nu este bine. Poate că de aceea Sfânta Scriptură se încheie cu un cuvânt foarte interesant, pe care îl găsim scris în Apocalipsa, capitolul 19, unde s-a zis așa, scrie. De două ori apare cuvântul acesta, scrie. Știți ce trebuia să scrie Ioan? Era spre încheierea cărții Apocalipsei. Zice, apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și repetă în capitolul 21 cu versetul 5, cel care ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. În împărăția lui Dumnezeu nu va fi nimic care va avea cât de puțină minciună. Iar ceea ce este cel mai ușor astăzi de făcut este să spui o minciună.
Învață copiii mici cum să scape de anumite situații în care au intrat, ca într-o încurcătură, și spun o minciună. În momentul în care învață să spun o minciunică, e și desmerdată minciunica, minciunică, minciunele, da, în momentul acela deja el își pavează drumul pentru despărțirea veșnică de Dumnezeu. De aceea, dragi copii, vă rog, țineți minte de la Florin Lichi, istoria aceea iraniană foarte frumoasă. Aproape că ar mai trebui să ne spui o dată, Florine. Dar astăzi nu va fi timp, știu eu, dar voi să-l mai întrebați dacă ați uitat povestea asta, e foarte important. Să spui adevărul în orice moment, pentru că Domnul Iisus Hristos iubește pentru cei care sunt în adevăr, care spun adevărul în orice vreme și care se feresc de minciună. Și veți cunoaște, spunea Domnul Iisus Hristos, adevărul, și au fost citite aceste cuvinte. Și adevărul vă va face liberi, fii lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru adevăr. Adevărul descoperit în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care se revelează în această carte unică. Dar nu-i suficient. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vrea să reveleze adevărul său astăzi în lumea care zace în păcat și minciună prin fiii adevărului, prin fiii luminii, adică prin mine și prin tine, indiferent de vârstă, indiferent de capacități. Dumnezeu vrea să descopere ca Dumnezeul adevărului în lumea în care trăim și Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze. Amin.